Comunitate înseamnă spectacole, înseamnă ieșiri în aer liber, înseamnă întâlniri în familie, dar înseamnă și grupuri de Facebook mai nou și despre ele mi-a promis că o să ne povestească în această dimineață Robert Ferraru, social media manager. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața și bine te-am regăsit! Ai promis? Am promis! Ce să-ți fac acum? Ai promis că vorbești despre grupurile de Facebook? Exact, exact. Și vom avea multe de discutat despre grupurile de Facebook pentru că sunt foarte, foarte importante și totodată Facebook pune foarte mult preț pe aceste grupuri de Facebook și vine cu funcționalități noi și am spus că ar fi foarte bine să trecem împreună prin ele ca să vadă și cei de acasă ce diferențe sunt între paginile de Facebook și grupurile de Facebook și cum le putem gestiona. Și data viitoare putem vorbi tot despre grupurile de Facebook, dar să facem o paralelă între cum să creăm un conținut relevant pentru grupul nostru și tips and tricks ca să vedem și care sunt greșelile pe care le putem evita pe grupurile de Facebook. Am făcut și puțin teasing pentru data viitoare, pentru că vom avea foarte multe de discutat despre noile update-uri și zic că putem să începem. Tu ești înscris pe multe grupuri de Facebook? Sunt înscris pe multe grupuri de Facebook, am fost băgat și în grupuri de Facebook fără voia mea, că știi, așa funcționează Facebook-ul. Am și gestionat grupuri de Facebook și este foarte, foarte greu să te ocupi de ele. Dacă nu ai un timp alocat pentru acest grup, riști să faci o comunicare defectuoasă acolo. Vreau să spun o întrebare. Din pozele pe care le vezi tu pe ecran, așa, care crezi că este dintr-o pagină de Facebook și care este dintr-o pagină de grup? V1 sau V2? V1 e pentru grup. Da. Dar cum ți-ai dat seama? Mi-am dat seama că e o întrebare tricky. Am înțeles. E varianta câștigătoare. Uite, poți să-ți dai singură seama despre felul în care Facebook vine cu funcții noi și te încurajează să creezi conținut relevant acolo și limitează astfel pagina de Facebook pentru că este mult mai greu de gestionat când vine vorba despre o comunitate mare. Când e vorba despre un grup, atunci lucrurile sunt mult mai clare, oamenii sunt interesați în mod direct și algoritmul îți arată astfel de postări și în pagina următoare, în slide-ul următor, o să vezi ce poți să faci pe o pagină de grup. Ai posibilitatea să boldești un text, ai posibilitatea să-l faci cu italic, ai posibilitatea să-l subliniezi sau să-l tai. Sau să pui bullet points. Este un mic word acolo. Foarte tare. De ce a făcut Facebook asta? Pe pagini este ciudat. Adică pe pagini trebuie să ai un text cât mai scurt, pentru că altfel dai simor. Când intri în grup, ai nevoie să vezi mai multe informații, să treci prin ele de la A la Z, fără să ai probleme în a decoda mesajul respectiv. Motiv pentru care Facebook a zis, odată ce avem grupuri de astfel de tipuri în funcție de subiectul pe care noi îl abordăm, este bine ca oamenii să vadă și informațiile într-un mod curat, clar. De aceea poți să încarci și documente într-un grup ca oamenii să vadă astfel de funcționalități. Totodată, grupurile de Facebook se folosesc mai ales pentru facultăți. Asta vreau să spun, că primul meu contact cu grupurile de Facebook a fost în facultate, când m-am trezit adăugată pe un grup de Facebook în care au început să ne dea textele de citit pentru facultate și am zis, e ok, dar mie nu-mi place grupul ăsta. Știu că nu-ți plăcea grupul, nici mie nu-mi plac grupurile de genul, dar felul în care informațiile sunt structurate acolo ajută ca tu să treci ușor prin ele, decât mail-uri sau alte platforme ciudate unde... Și e mult mai facil să le accesezi de oriunde ai fi. Adică dacă eram în metrou și făceam 20 de minute, stăteam și mai lecturam și de pe grupul de Facebook. Între timp mă mai pregăteam puțin. Nu ca și învăța pe ultima 100 de metri, Doamne ferește, n-am vrut să spun asta. Exact, nu, dar și eu fac la fel, învăț pe ultima 100 de metri sau chiar în mașină când mai am 10 minute să ajung la o întâlnire, să-mi fac temele de acasă, cum s-a spune. Dar ai și posibilitatea să dai search în grup și este mult mai ușor în funcție de subiectul pe care profesorul, de exemplu, în cazul nostru, l-ar fi spus în acel mesaj. Adică ajungi foarte ușor la informații. Primul update pe care îl face Facebook în slide-ul următor este strict legat de datele de insight. Adică, tu, ca administrator, ca moderator, poți să vezi foarte simplu câți oameni au intrat în grup, câți oameni au dat request, câți oameni au dat decline la un request, număr de postări șterse, editate, aprobate. Ceea ce ajută foarte mult să-ți dai seama cât de relevant este grupul tău, cât de relevante sunt postările pe care tu le faci ca om, ca moderator sau ca administrator sau ca utilizator simplu într-un grup și poți să tragi concluzii clare despre cum funcționează lucrurile sau dacă trebuie să schimbi strategia ta de grup. Pentru că dacă oamenii nu interacționează cu un tip de conținut, tu poți foarte simplu să încurajezi comunitatea să facă alt tip de content acolo ca oamenii să rămână pe grup. Pentru că știm, la fel de simplu cum putem intra, așa putem și ieși dintr-un grup de Facebook. Mi se pare fascinant un grup de Facebook de skincare. Eu am fost super pasionată de treaba asta. Și vreo 3 luni am făcut research. Și am stat pe grupulețul ăla de Facebook 3 luni, în fiecare zi cam câte 2 ore. Și mi-am dat seama că am ajuns, eu mă înscrisesem când erau 15.000, acum sunt 150.000.
Vorbim de o creștere fabuloasă acolo. Și vorbim de faptul că se recomandă niște produse și au crescut niște vânzări colosal. Exact. Sunt două diferențe. Când vine vorba de skincare, ca să intru puțin și în subiectul ăsta, promotorii, în general, fac grupuri ca să-și aducă comunitatea, știi, clasicul ăla, door-to-door, săptămâna am venit cu catalogul, vrei ceva de la brandul X? Că am super pachet, super... Acum, practic, asta merge pe Facebook în grupurile de genul. Promotorul respectiv, care colaborează cu brandul anume, își face un grup mare și aduce comunitatea acolo și, la rândul lor, sistemul ăsta piramidal. Eu câștig de pe urma ta, dar și tu, la rândul tău, câștigi de pe urma altora. Și se practică. Sau brandul respectiv, care face grupuri de genul unde promotorii să-și promoveze astfel de produse. Se practică. E o resursă utilă, dar foarte consumatoare de timp. O altă funcție, un alt update cu care vine Facebook pentru oamenii care aleg să facă grupuri sau să modereze, un redesign nou, pentru că Facebook pune foarte mult preț pe user experience și user interface. Nu-l interesează cum circulă informațiile acolo, ci cum ajung oamenii la acele informații într-un mod cât mai simplu. Pentru că altfel știm cu toții, dacă nu rezonezi cu ceva, pleci de acolo. Și intenția Facebook este să țină oamenii cât mai ancorați în această platformă și să aibă o experiență a utilizării foarte, foarte simple. Nu știm cum vor evolua lucrurile în scurt timp pe partea de design, dar din punctul meu de vedere, comparativ cu acum 2 ani, modul cum arătau grupurile, acum arată mult, mult mai bine și scoate mult mai în față și mult mai relevant, într-un mod mult mai ok, conținutul în funcție de tipul de subiect pe care tu-l alegi. Un alt update, pentru că știm că sunt foarte multe slide-uri și timpul este destul de limitat. Am început deja să învăț. Robert, vezi că mai avem 3 minute până terminăm. Încerc să le iau eu din timp, să preîntâmpin lucrurile. Posibilitatea de a pune grupul pe pauză. Te-ai gândit vreodată că un grup poate fi pus pe pauză și tu, ca utilizator, să fii anunțat de treaba asta? Nu. Uite, am văzut doar o chestie. S-au restricționat toate postările în grupul acela de skincare în care am intrat eu, pentru că intrase foarte multă lume și toată lumea posta. Și lunea era ziua în care se validau postările. Ce trebuia să-i dea, să-ți dea accept despre asta, fix despre asta vă vorbim în slide-urile următoare. Uh-huh. Grupul pe pauză se pune atunci când administratorii sau moderatorii nu mai au timp, să zicem așa, să modereze, să gestioneze grupul, sau a intervenit o mică problemă. Și iau și eu o vacanță. Iau și eu o vacanță, pleacă de Paște, înțelegi? În Maldive. Și cumva, exact, m-aș duce și eu cu ei. Și au posibilitatea să pună grupul pe pauză pe o perioadă limitată. Și oamenii, la rândul lor, sunt anunțați, da, vă mulțumim, grupul este pus pe pauză, în cazul în care ne vom redeschide și când ne vom redeschide, vom trimite o notificare. Ceea ce este foarte bine, pentru că răspuns cumva la o întrebare pe care oamenii și-o pun. Aoleu, ce s-a întâmplat acolo? Că eu câștigam ceva din grupul ăla sau aveam clienți pe care puteam să-i atrag în comunitatea mea. Ceea ce e foarte bine, nu prea se practică, dar este o funcționalitate. E clar că Facebook a simțit nevoia unui astfel de update, că altfel nu l-ar fi făcut. Un alt insight foarte bun când vine vorba de update-ul pentru Facebook, Facebook Rooms. Du-te-l, nu știu ce e cu Facebook. Facebook Rooms. O să intru mai mult în detaliu. Parte de Messenger, când faci un video chat cu o persoană dragă și inviți pe cineva într-un room, într-o cameră, unde puteți face un fel de zoom al Facebook. Nu păi cred. Nu ți-am spus că Facebook face tot ce este în putință ca să aducă oamenii acolo, să rămână acolo? Asta face. E foarte util când vine vorba de chatting. Nu se compară cu zoom, unde poți să încarci și chestii, să vezi. Se concentrează mai mult pe partea de telefon, de selfie, nu în fața unui laptop și să chatuiești cu oamenii și să dai și documente sau linkuri. Poți până la 50 de oameni să inviți într-un room de genul. Ceea ce nu e rău deloc. Pe ce perioadă? Atențion. Cât poți să stai nu în rumul respectiv? Nu știu exact care este perioada. De exemplu, are o limită dacă nu ai cont, la... Dacă nu ai cont premium, uh-huh, te limitează la 40 de minute, dacă nu mă înșel. Cred că Facebook Room, la fel, te limitează un pic, dar nu îmi dau seama dacă are o limitare când vine vorba de paginile de grup. Pentru că poți, inclusiv integrare se face cu grupurile. Și dacă faci un room foarte tare, am un super grup de social media, da? Fac o postare și invit oamenii la ora 18:00 să intrăm într-un room, să discutăm, să dezbatem ceva în limita 50 de persoane. E foarte tare. Foarte tare, și da. Și discuți live cu oamenii, te cunoști, o să faceți puțin schimb de vizită, cărți de vizită și cumva lucrurile o să fie mult mai clare, adică îl vezi și pe omul ăla, față în față, că na, digital în momentul de față cam acolo se duce. Știi că vorbești de Facebook dating, nu o să mai fim pe viu în carne și oase față în față, o să ne rezumăm mai mult la grupuri și la aplicații de genul. E foarte util din punctul meu de vedere și se practică, inclusiv sunt în grupuri unde primesc notificări. Salutare social media tiștilor, haideți să facem un room diseară la 20, vorbim despre noile funcții ale LinkedIn, de exemplu. Și foarte, foarte tare. Un fel de clubhouse, da, într-un grup. Fiecare face ce poate ca să-și țină oamenii acolo. O altă funcție interesantă, și o să ajungem și la ce ai spus tu, asistența de administrare.
Adică, Facebook pune foarte mult preț pe admini și pe moderatori și a spus, măi, voi aveți nevoie de timp să faceți și altceva. Nu doar să moderați postările, să aprobați, să le respingeți și așa mai departe. Și cumva, tu poți să creezi niște lucruri automatizate în spate, unde inclusiv feedback-ul pe postări poate să fie automatizat. În baza unor cuvinte cheie, dacă persoana respectivă nu respectă regulile grupului, Facebook îi dă o notificare cum că postarea a fost respinsă până la editarea textului care să fie conform cu regulile grupului, ceea ce este foarte, foarte tare, pentru că știm cu toții, când cineva dorea să posteze ceva pe acel grup, aveai posibilitatea să trimiți, să editezi, să faci ce vrei tu. Și cumva puteai să schimbi orice text voi acolo și oamenii îl vedeau. Acum, dacă nu respecti politica clară a grupului, nu ți se postează această postare. Și avem și partea de feedback, unde feedback-ul este la cald și nu se aprobă postarea până când nu rezolvă persoana respectivă copiul în felul în care trebuie. Totodată, pe lângă asistența de administrare, aprobarea participanților în grup. Ți-am spus clar la început că sunt în grupuri de social media, am intrat de bună voie în grupuri de social media, am fost și invitat în grupuri de social media și am fost băgat cu forța. Acum oamenii pot foarte simplu, atât în grupuri private cât și publice, să intre în acel grup, dar ai posibilitatea tu ca administrator sau moderator să faci un mic chestionar la început, să îi pui câteva întrebări omului, adică, cum ai auzit de noi? Ce te face să rămâi în grup, spune-ne câteva cuvinte despre tine ca să te cunoaștem și ai vreun prieten comun în grup, de aceea ai primit o recomandare și în funcție de chestionarul pe care îl completează omul, tu primești o notificare și îl accepti sau nu pe omul respectiv. Dacă ți se pare că nu e relevant pentru grupul tău, atunci nu-l accepti. De ce spun asta? Sunt foarte mulți oameni în grupuri de skincare care n-au treabă. Adică am văzut exclusiv în postări de trafic, Bucharest Traffic, ceva de genul, unde se pun radare, unde se pun, vezi colegul, drumuri bune colegul, dar vezi că groapa dă pe sfântul, nu știu ce, nu e ok, e dita mai groapa mea, am făcut pană la mașină. E, și în grupul de trafic auto apare cineva care își vinde cățelul. Am pui, nu știu ce, montă, haideți să... Nu e ok, adică nu este conform cu regulile grupului și de aceea, inclusiv participanții sunt acceptați sau respinși în astfel de grupuri. Uite, de multe ori când mă uitam la grupuri pe Facebook și tot în goana mea după skincare, am găsit câteva grupuri care îmi cereau genul ăsta de chestionar și îți spun că m-au deznădăjduit. Am zis, nu stau să completez asta, n-am timp, îmi pare rău. Adică eu vreau să aflu informația, să intru, să citesc, eventual să și ies. Da. Dar uite, e un filtru foarte bun. Știi, e un filtru foarte bun ca să vadă omul din spate că ești relevant pentru grup. Pentru că dacă generezi niște bănuți din spatele unui grup, nu poți să vii cu cifre, ia uite domne câți oameni am, dar 10% sunt aia care trebuie, restul au intrat de bunăvoie sau i-am forțat noi. Și de aceea asta te ajută pe tine ca să ai un grup cât mai strâns și cât mai ancorat în subiectul tău. Ce poți să faci acum din 2021? Poți inclusiv să distribui linkul unei postări care este în pending către un alt administrator pentru feedback. Adică, tu, Georgia, intri în grupul meu de social media, vrei să postești ceva, e în pending și eu nu-ți dau approve la postare, nu-ți o accept până când nu mă consult și cu moderatorul celălalt să-mi spună dacă îi place rochia pe care ai postat-o tu în acea postare. Înțelegi? Și cumva, numai înainte, flow era următorul. Venea postarea, o acceptai și după aceea vorbeai cu omul, nu-mi place, editează, te rog să faci aia, să schimbi și așa mai departe. Acum lucrurile sunt foarte simple, dai copy linkului respectiv, vă consultați intern și după aceea acceptați sau nu postarea respectivă. E mai în umbră și e mult mai ok pentru cei care văd direct conținutul tău. Pe lângă distribuirea linkurilor, sunt foarte, foarte multe informații. Eu sper că trec destul de ok prin ele, dacă simți nevoia să aprofundăm și un subiect. Suntem aici cu tine. Dacă simți să aprofundezi un alt subiect, îmi spui și intrăm. Editarea care necesită aprobare. Spuneam că eu, dacă intram într-un grup, făceam o postare, cineva o aproba, moderator sau administrator, și după aceea puteam să mă joc eu cu postarea respectivă. Adică făceam o postare despre trafic auto și după aceea modificam că îmi caut vânzător în magazinul X. Și oamenii nu vedeau chestia asta, adică moderatorii sau administratorii. Acum ai posibilitatea, inclusiv felul în care editezi postarea, să se trimită ca o notificare spre aprobare. Și dacă nu este ok, tu să respingi postarea. Este foarte, foarte bine că Facebook vine cu astfel de automatizări ca conținutul pe care tu îl faci să fie cât mai ok pentru comunitate și să nu riști să ai fake news sau lucruri care să te scoată din grupul din care ești tu acolo. Dar vechea postare rămâne în cazul în care tu schimbi conținutul și nu mai vorbești despre trafic, ci despre pui de pitbull. Vechea postare despre trafic îți rămâne chiar dacă administratorul îți spune ok, modificarea nu e bună.
Da, dacă spune că modificarea nu e bună, postarea rămâne. Adică ea e în pagină, dacă îți dă proof, se editează postarea. A, deci nu ești pedepsit că ai vrut să schimbi conținutul. Nu ești pedepsit. Acum depinde că dacă nu-i place administratorului că ai scris pe Pitbull și acolo era trafic, o să te scoate și din grup. Domne, dacă ai mai făcut, adică poți să dai și cartonașe galbene oamenilor. Adică poți să ai o evidență a lor dacă au călcat pe bec, în funcție de automatizările pe care tu le faci. Dacă au făcut spam, dacă nu au respectat regulile, dacă au făcut vânzări în grup unde grupul nu este dedicat vânzărilor. Adică sunt foarte multe linii pe care poți merge cu un grup și dacă nu ești în conformitate cu regulamentul, poți să fii dat afară. Pentru că știi, în secțiunea de about a grupului, ai văzut, regulament. Foarte multe grupuri scriu acolo regulament ca să știe oamenii ce au de făcut. N-ai voie cu off-topic, n-ai voie să vinzi direct, n-ai voie să-ți scoți oamenii din grup pe alte grupuri, n-ai voie să faci vânzare indirectă sau la modul ăsta. Trebuie să vii mereu conform cu regulile respective. Ca la un meci de fotbal. Dacă nu e respectat... Mi se pare o nouă formă de societate ce se întâmplă pe grupurile de pe Facebook și cumva cred că se vor crea și joburi în zona asta, pentru că mi se pare greu să administrezi un grup așa, din ce-mi povestești. Da, sunt simple, sunt acolo, mi-ai explicat, dar necesită super mult timp. Foarte mult timp, nu că mult timp. Adică am făcut o paralelă între ce înseamnă să faci community management pentru o pagină de Facebook și ce înseamnă să faci community management pentru un grup. Pe lângă că trebuie să faci engagement cu oamenii, să răspunzi la mesaje, la comentarii, unde tu ai nevoie să fii acolo pentru oameni, că de-aia ai făcut grupul, trebuie să și accepți oamenii, să-i respingi, să le blochezi conținutul, să le editezi conținutul, să le trimiți notificări. Există joburi de community manager, dar care să gestioneze doar grupurile, adică se practică genul ăsta de acțiune și nu știu cu cât se plătește, dar munca este destulă. Adică între un job full-time pe social media, content creator și content manager pe grup, lucrurile sunt cam la fel din punctul meu de vedere. Facebook Live. Poți să faci Facebook Live și poți să te asociezi cu un tool terț, de exemplu StreamYard. Simțeam că o să mă întrebi cu ce poți face Facebook Live ca să se integreze frumos. Cu un tool de genul StreamYard, în baza unui abonament de X dolari sau euro în funcție de monedă, poți să integrezi acel conținut în grupul tău de Facebook și să-i trimit două postări, practic. Prima care anunță că urmează să fie un video live în perioada de și în momentul în care live-ul este on, grupul primește o notificare că George a intrat în direct, intră și tu să vezi ce a pregătit pentru tine. Este foarte, foarte tare când live-urile sunt dedicate grupului, subiectului grupului respectiv. Știi, haideți să facem un messenger room, să discutăm împreună, dar hai să facem și un Facebook Live unde avem un invitat special care va vorbi despre noile funcționalități. Se practică, este și un grup social media în culise, unde tipul de acolo pe care îl apreciez foarte, foarte mult face un super content pe parte de live. Cred că o dată sau doar pe săptămână intră pe live cu invitați, comunitatea e super unită acolo. Practic e o nouă formă de misiune pe Facebook. Da, pe Facebook grup, dar nu are acces oricine decât oamenii care au ce căuta acolo și sunt interesați de subiect. Că degeaba facem o emisiune pe un grup cu mașiniști, cu oamenii care dețin animale și cu skincare, dacă o să intre trei speriați acolo. Adică să fim serioși. Una e să fie un content relevant ca să ai și cifrele relevante pe care să le dai mai departe. Ia uite, clientule, ce pot să fac eu? Nu vrei să ai un insert în live-ul meu de pe data de unde să vorbim despre social media și despre produsele tale, cum a evoluat un social media în 3 ani de activitate? Și o să zic că da, dar ce cifre ai? Păi uite, grupul este cu oameni relevanți, ia uite ce reach avem la postări, uite ce engagement, uite ce moderatori ancorați în realitate și vin mereu cu răspunsuri întrebărilor pe care oamenii le au. Adică contează foarte mult, dar la fel ai nevoie de bănuți. Pe lângă Facebook Live, o altă parte interesantă, recunoașterea. Tu dacă ai făcut un grup, ești administratorul principal, dar mai sunt și eu administrator, este și colega ta din regie, administrator și așa mai departe, oamenii când intră în grup și vor să ia legătura direct cu tine, o să zic, aulă, dar care e ăla care trebuie? Administratorul? Șeful șefilor? Cine e? Acum ai posibilitatea pe grupul tău de Facebook să ai sub cover grupul creat de. Și oamenii pot intra direct în legătură cu tine fără să lase întrebări. Auziți, spuneți-mi, vă rog, cine este administratorul grupului? Ca o postare sau să dea mesaje tuturor moderatorilor, pentru că pot fi grupuri cu 10 administratori și 20 de moderatori, dacă vorbim de 100.000 de oameni care sunt în grupul respectiv. Și cumva e mult mai simplu ca omul care este interesat exclusiv de o potențială colaborare cu tine să-ți scrie doar ție. E un fel de recunoaștere și Facebook ține cont de astfel de lucruri, pentru că există posibilitatea ca un administrator care nu are neapărat treabă cu tine, dar poate să fie totodată și un mic competitor cu tine, să primească lead-ul în locul tău. Și el să da, puteți vorbi cu mine, că sunt și administrator, se vede, haideți să vedem ce putem face pentru dumneavoastră. Și l-a luat în bula lui.
Așa tu poți fi clar țintită de către cei interesați. Și o altă funcționalitate interesantă este parte de statistici pentru cei care văd o postare. Înainte, astfel de statistici erau vizibile pentru grupurile publice, dar acum sunt și pentru grupurile private. Tu, ca moderator, ca administrator, poți să vezi câți oameni au văzut postarea ta. Și poți să faci niște calcule. Păi, uite, genul ăsta de postare nu a performat foarte bine, pentru că s-au uitat 94 de oameni din 3000 de oameni. Dar săptămâna trecută am avut o postare cu un sin de 400 de oameni, ceea ce e clar, hai să încercăm să facem conținutul în felul ăsta, să vadă și oamenii că ne-am schimbat perspectiva și percepția asupra felului în care scriem noi conținutul, ceea ce ajută foarte mult, atât pe partea de raportare, cât și pe partea de a ține comunitatea activă. Mi se pare fascinant și cred că în ziua de astăzi să ai un business implică mult mai mult decât să te pricepi tu la contabilitate și să-ți faci planul de business. Exact. Eu, de exemplu, aș avea clar nevoie de cineva care să mă ajute din punctul ăsta de vedere, pentru că tu explici extrem, extrem de bine, dar câteodată mi se pare fizică cuantică, pentru că sunt foarte multe lucruri de care trebuie să ții cont. Crede-mă că vin clienți la noi care ne spun, vreau să-mi faceți managementul grupului. Și eu spun, ok, v-ar costa atât, dar implicit noi nu putem să facem treaba asta dacă nu avem un om dedicat care să facă asta pentru dumneavoastră, pentru că aveți un număr de oameni, aveți un plan de conținut de X, aveți și un community management de făcut acolo și am vrut să spună și cum e mai bine să-mi iau eu om intern care să facă asta sau cu agenție? Acum sunt două variante. Vii la o agenție pentru care are expertiză și știe cum să pună problema sau ții un freelancer sau un om care nu știe, dar le duci și plătești la o agenție partea de consultanță care să îl împingă puțin de la spate pe omul care ar putea face pentru tine partea de management de grup. Lucrurile sunt în două direcții, decizia a clientului, dar foarte mult timp îți ia să gestionezi un grup. Asta vreau să zic, concluzie, dacă vrem să ne apucăm singuri, mai bine mai așteptăm puțin. Dar e o resursă utilă, deci cred că e cea mai bună resursă în momentul de față și Facebook nu o să se oprească aici cu upgrade-urile grupurilor în general. Ai făcut teasing și pentru data viitoare. Îți mulțumesc super mult că ai venit astăzi. Mă bucur că ne-am revăzut. Și să ai grijă de tine și de trupul tău și vezi ce faci. Că eu cred că îți mănâncă foarte mult timp această meserie. Nu știu cum. Mănâncă, dar îmi place. Deci nu se simte timpul petrecut acolo, pentru că îmi place ceea ce fac. Altfel n-aș fi fost aici și n-aș fi vorbit cu așa drag despre toate subiectele astea. Se vede, să știi, și se citește entuziasmul în privirea ta. Mulțumim tare mult că vii la matinal și ne povestești și nouă. Mulțumesc și eu. Și mai departe, eu zic să aflăm informații complete, pentru că în momentul în care ai de făcut o postare pe grupul de Facebook sau pe pagina de Facebook, ar trebui să știi și cum să scrii textul respectiv. Și asta e util nu doar pentru cei care folosesc aceste tool-uri de pe Facebook, dar și pentru cei care au evaluarea națională. Pe canalul de YouTube A Fost Odată găsiți explicații despre textul narativ și descriptiv. Salutare! Să te mai întreb cum merge cu învățatul? Știu că te stresează examenul de la finalul anului și că lucrurile par complicate, dar take it easy! Ia-o pas cu pas și va fi bine! Suntem aici ca să te ajutăm cu învățatul! În plus, după ce termin cu examenul, o să ai un singur lucru de făcut. Să te gândești unde mergi în vacanță! Hai să vedem în acest episod care-i treaba cu două dintre tiparele textuale cu care ți-am rămas datoare din videoul precedent și ce e important să ții minte pentru examen în cazul în care spică acest subiect și trebuie să identifici un tipar textual în funcție de caracteristicile lui. Vorbim deci despre textul descriptiv și textul narativ. Pentru a înțelege secvența textuală descriptivă, îți propun două tipuri diferite de texte. Unul non-literar și unul literar. Colegul meu, Ovidiu, o să încerce să-ți ilustreze vizual exemplele mele. Nu-i așa, Ovidiu? Citește odată cu mine. O vegetație luxuriantă și sălbatică, de început de lume, acoperă aceste întinderi de ape și pământ. Delta înseamnă de fapt un labirint de brațe, canale, mlaștini, lacuri, grinduri de nisip și nesfârșite culoare de stuf. Da, m-am întors tot la Delta Dunării ca să vezi cum putem să modelăm un text după ce ne dorim să transmitem. Așadar, observăm că e descrisă Delta Dunării, domină grupul nominal, adică substantive și adjective. Mai observăm că există o enumerație și că avem de-a face cu un câmp lexical al acvaticului, canale, mlaștini, lacuri. Ia dă și textul 2. Soarele scăpăta spre asfințit, crestele munților par aprinse. Încet se desfac și se aștern pe voi perdele de umbră. Înaintea noastră, peluciul plumburiu al apei se ivește în curmezii și mai întâi o dungă, o coamă, gălbuie și creață.
Dunărea începe să vâjuie mânioasă. E un zbucium și un clocot de valuri dintr-un mal în altul. Ce observăm de data aceasta? Că e descrisă delta Dunării, cu tot cu detalii despre timp, loc, trăsături, iar timpul verbal este prezentul. Reținem că, într-o secvență descriptivă, se realizează o imagine despre un loc, un personaj, un obiect, o clădire. În mod normal, o secvență descriptivă se poate reda vizual foarte ușor. E ca și cum ai desena ceea ce se prezintă. Ultimul tip de text pe care îl mai avem de discutat este cel narativ, unde delta Dunării va fi doar un context, un reper spațial în care evenimentele se produc. Narativul se evidențiază prin faptul că există o situație inițială, de început, apoi este relatat un proces, adică o serie de acțiuni, iar acest proces conduce la un final. Există cuvinte care denumesc timpul în care se petrec evenimentele, le spunem repere temporale, există cuvinte care denumesc spațiul, reperele spațiale, iar verbele accentuează cronologia evenimentelor, adică ordinea în care se petrec acțiunile. Avem verbe la prezent, imperfect sau perfect compus. Nu în ultimul rând, sunt prezente personajele și există conectori care accentuează modul în care se derulează evenimentele. La început, după aceea, apoi, ulterior, anterior și așa mai departe. Întrebările specifice narativului sunt: cine face acțiunea? Și aici avem nevoie de personaje. Ce face? Adică evenimentele. Unde? Spațiu. Când? Timpul, evident. Cum? De ce? Ele pot fi în succesiune, de tip cauzal, adică evenimentele se produc unele după altele, sau o anumită cauză pentru care se petrec. Pentru că textele narrative sunt ample, am selectat un fragment din Țara de Dincolo de Negură de Mihail Sadoveanu. Cum, prietene, nu-ți mai aduci aminte de Moș Procor și de alte umbre ciudate care au trecut prin viața noastră după ce am intrat în bălțile Dunării, în Țara de Dincolo de Negură? Nu se poate să fi uitat minunile acelei călătorii în delta. Ne răspundem la întrebări. Unde? În bălțile Dunării. În Țara de Dincolo de Negură. Ce se evocă? Minunile unei călătorii în delta. Și mai am un exemplu. Am rătăcit amândoi multe zile prin cotloanele necunoscute ale Stuhului și ale Fluviului. Eram în tovărășia unui prieten distins, care acum nu mai este, sub ocrotirea lui și într-un vaporaș harnic și curat. Observăm că ni se spune când, adică de-a lungul mai multor zile, cu cine, naratorul și un prieten. Timpurile verbale ale relatării sunt perfectul compus, am rătăcit, și imperfectul, eram. În fișa de lucru de pe site găsești mai multe exemple. Important e să înțelegi că atunci când dorim să prezentăm succesiunea unor acțiuni, să evocăm o întâmplare, se folosește tiparul narativ. Atunci când se dorește crearea unui tablou, a unui portret sau descrierea unui obiect sau unui loc, se folosește secvența descriptivă, iar ochii tăi pot vedea părțile componente și trăsăturile de la depărtare sau de la apropiere. Când trebuie clarificate anumite aspecte, se folosește secvența explicativă. Când se dorește convingerea celorlalți de o anumită idee, se mizează pe secvența argumentativă. Redarea replicilor dintr-o conversație va fi secvența dialogală. Dacă nu ai ajuns încă la videoul despre secvențele narrative, explicative, dialogale și argumentative, dă un scroll în playlist și le vei găsi. Gata! Asta a fost pe azi. Ne găsești și pe TikTok A Fost Odată cu exemple explicate în sub 2 minute. Aruncă un ochi și acolo. Nu-ți face griji. O să fie bine. Dacă acest video îți este de ajutor, abonează-te aici pe canal și vor veni regulat și alte clipuri care să-ți facă învățarea mai ușoară. Împărtășește-l cu prietenii dacă mai știi și pe alții care au nevoie de toate aceste informații. Până data viitoare, spor la învățat! Alături de mine se află un elev gălățean premiat la competiții internaționale de balet și abia aștept să-l descos puțin despre pasiunea lui și despre planurile de viitor pe care le are, așa că am să-i spun bună dimineața lui Horia Bucur și bine ai venit la noi! Bună dimineața! Bine am găsit! Mă bucur că ești alături de noi, să știi că te-am urmărit dansând și ești fantastic! Mulțumesc frumos! Și aș vrea să-mi povestești puțin cum ți-ai descoperit pasiunea. Pasiunea pentru balet, pentru dans, am descoperit-o de când aveam 6 ani. Am început cu dansul sportiv și în clasa 5-a m-am decis să mă mut la liceul de arte, la secția de coreografie, unde se studiază baletul. Și profesoara mea
mi-a dat șansa să cunosc arta baletului și practic m-a făcut să mă îndrăgostesc de această artă. La un moment dat a trebuit să aleg între balet și dans sportiv, pentru că nu puteam să le țin pe amândouă pe același drum, și am ales baletul. Deci cam așa a început povestea mea cu arta aceasta superbă. Care ar fi academia pe care o țintești în viitor? Unde ți-ar plăcea să studiezi cel mai și cel mai mult? De studiat, îmi place să studiez și acasă, sincer. Adică simt că sunt oameni care mă ajută și eu am fost plecat în Elveția și am studiat când aveam 14 ani și pot să vă spun că nu este chiar atât de ușor cum pare. Adică eu am primit o bursă de 3 ani de studiu, dar din cauza situației financiare nu am putut să rămân. Și cu toate astea nu m-am oprit, am continuat să muncesc și mai mult, și mai mult acasă și nu-mi pare rău. Chiar sunt mândru că am cunoscut oameni care vor să mă ajute și îmi sunt alături și lucrez ca să-mi ating obiectivul. În momentul în care primești o coreografie, te simți închis în acea coreografie sau reușești să te adaptezi? Îți place mai degrabă să dansezi liber sau să ai și un pic de ghidaj? Orice coreografie are o temă. Un balerin profesionist trebuie să se adapteze oricărei coreografii. Poți să exprimi moartea, poți să exprimi fericirea, iubirea. Eu pot să mă adaptez și îmi place să dansez și liber, adică improvizație sau să dansez, să dau toate sentimentele afară, să zic așa. Dar un balerin profesionist trebuie să se adapteze mereu la oricare coreografie. Pe cine admiri din lumea baletului? Cine este? Ai un model pe care îl admiri? Da, îmi place foarte mult de Mihail Baryshnikov. A fost un balerin extraordinar și are o tehnică extraordinară. Îl ador, este model pentru mine. Îmi place foarte mult și de Sergei Polunin. Este într-adevăr un om care exprimă foarte mult pe scenă și dă totul. Să știi că la Sergei Polunin mă gândeam și eu, îl admir din suflet și are o coreografie pe melodia Take Me to Church, probabil că e cea mai celebră coreografie a lui de pe YouTube. Mi se pare fantastic și de fiecare dată când îl revăd, trăiesc altă emoție. Mi se pare că de fiecare dată reușește să-mi transmită altceva, ceva în plus față de data trecută când l-am urmărit. Da, îți vine să te uiți la el așa de... Câteodată mi se pare că nu e real ceea ce face el. Mi se pare că e un fel de supraom prin mișcările pe care le are. Care sunt cele mai dificile mișcări în balet? Ce crezi că îți ridică probleme din anumite puncte de vedere? Unde? Păi, pot să spun că orice mișcare în balet este dificilă. Nu există mișcări mai dificile. Depinde de nivelul de pregătire. Cu cât te pregătești mai mult și lucrezi mușchii, îți dezvolți postura și psihicul trebuie să fie foarte puternic, practic poți să faci față la orice mișcare, dar depinde de nivelul tău de pregătire. Tu cât te pregătești într-o zi? 4-5 ore pe zi. În fiecare zi? În fiecare zi, exceptând duminica, să spun așa, în afară de duminică. Și cum îți simți corpul pe parcursul unei săptămâni de pregătire și de antrenament? Pentru că... Pot spune că la început practic am o febră musculară pentru început, dar după lucrând se duce febra și practic e un sistem, știi? Adică... Ceea ce faci tu mi se pare extrem de complex din punct de vedere fizic, dar și spiritual și emoțional, pentru că pe lângă faptul că tu trebuie să te pregătești, să execuți anumite mișcări, în același timp trebuie să și transmiți foarte, foarte mult. Da. Aici, care sunt instrumentele tale? De ce te ajuți? Ce te inspiră? Sincer, mă ajută foarte mult atitudinea, pentru că eu cred că baletul
este 50% atitudine și 50% tehnică. Practic, omul, când vrea să vadă un balerin pe scenă, nu se uită neapărat la picioarele lui sau la pozițiile brațelor, se uită să vadă dacă exprimă povestea dansului și dacă simte dansul. Aș vrea să te întreb dacă ai emoții pentru mutarea care urmează de a veni în București la Liceul de Coreografie Florea Capsali. În toamnă voi studia ultimul an la Liceul Florea Capsali din București. Sincer, nu am emoții, sunt nerăbdător, adică abia aștept să studiez și să mă pregătesc pentru că este ultimul an și după voi avea de dat audiții pentru companii. Eu mă gândesc foarte serios să rămân și aici, în România, pentru că, de ce nu, noi avem companii foarte bune și cred că pot reprezenta. Care este scena din România pe care ai vrea să urci? Opera Română din București. Și care crezi că sunt ingredientele unui artist demn de a urca pe scena Operei Române din București? Pregătire, emoție, trăire, trebuie să fii și deștept, pentru că în balet nu contează doar tehnică sau emoție, atitudine, trebuie să avem și un grad de... E foarte important să trăiești momentul. Asta e important, să trăiești momentul. Eu cred că e vorba și de foarte multă muncă și te văd de extrem de motivat și de ambițios și am încredere că ne vom revedea la un moment dat să-mi spui și să ne inviți la un spectacol la Opera Română. Pot să vă spun că pe 24-25 mai va avea loc un concurs mare pentru balerinii din toată lumea, Youth Romania Grand Prix, și va fi la Teatrul Național din București. Practic sunt un fel de europene, să spun așa, pentru noi, pentru balerini, și va fi un concurs foarte important pentru că acolo va fi juriul străin și se vor da contracte, se vor da burse de a studia și... Eu mă pregătesc de curând, de când a început carantina, cu echipa Revolt Dance, care este o echipă extraordinară și mulțumesc din suflet. Ei m-au ajutat și mi-au acordat șansa să cunosc cu adevărat lumea baletului și mulțumesc doamnei Izabela Rudolf, care mi-este ca o mamă și... mă crește, practic, aici în București și mă aduce la un nivel foarte înalt. Noi să știi că ținem pumnii și aș vrea să ne revedem după această competiție, să-mi spui care au fost emoțiile pe care le-ai simțit și, de asemenea, care au fost rezultatele pe care le-ai obținut. Am încredere că vor fi rezultatele pe care le aștepți. Da. Îți mulțumim tare, tare mult că ai venit astăzi. Mulțumesc frumos. Mai departe, aș vrea să vă mai ținem... informați și ancorați în realitate și vă spun că pandemia a închis școlile și a complicat viețile copiilor și adolescenților, dar și pe ale părinților. În Europa, țările au tratat problema diferit și au fost opinii pro și contra menținerii școlilor deschise. De exemplu, școlile au stat închise în Cehia mai mult timp decât în Franța. Cert este că psihologii au avertizat asupra consecințelor emoționale asupra copiilor datorate pandemiei și lipsei de socializare. Funcționarea școlilor în timpul pandemiei a fost tratată diferit de la țară la țară. Opinia publică din unele state a susținut ideea ca școlile să nu se închidă și această decizie grea a fost menținută printr-un sistem de testare rapidă. În mod paradoxal, în primul val al pandemiei, mai multe țări din Europa Occidentală și Nordică au considerat că școlile trebuie să rămână complet deschise. Irlanda este un exemplu unde toamna trecută premierul anunța o serie de restricții, dar școlile rămâneau deschise, fiindcă viitorul elevilor, spunea el, ar fi putut fi grav afectat. În Germania, autoritățile avertizau că închiderea școlilor ar putea avea consecințe sociale dramatice. Franța a fost una dintre țările europene care a închis cel mai puțin școlile din cauza consecințelor psihice asupra elevilor și studenților. Enormément de mal à me concentrer et à ne pas prendre de retard quand c'est des cours à distance.
Donc ça rajoute un stress supplémentaire à une année qui est déjà relativement stressante de base. La période, elle est particulièrement compliquée pour ceux qui débarquent à la fac et qui n'ont pas pu avoir du tout de repères à la fac ni nouer des relations avec les autres étudiants. Suedia, țară care a tratat diferit pandemia încă de la început, fără restricții sau portul măștii, a decis că școlile trebuie să rămână deschise. In the beginning, when people had quarantine, I was like, why don't we have quarantine? I didn't really understand. Spania și Italia au avut școlile deschise cel mai puțin timp. Condițiile au fost, elevii au purtat mască și ferestrele au putut fi deschise mult mai des decât în centrul sau nordul Europei. Grecia a fost una dintre țările în care populația a înclinat spre menținerea școlilor deschise, deși mulți au spus că autoritățile nu au făcut destul pentru siguranța sanitară a elevilor și profesorilor. Vorbeam mai devreme cu actrița Monica Davidescu și îi spuneam că mi-e dor să vă fac invitații în oraș, la spectacole și totuși să știți că dorul mi se ostoiește în această dimineață pentru că vă fac o invitație. Între data de 13 și 16 mai vă invit la Zilele Horticulturii Bucureștene și bineînțeles că am și un invitat pe cinste care să ne ofere mai multe informații despre acest eveniment și aș vrea să o prezint pe Alexandra Cornea, coordonator de imagine al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața, mulțumim de invitație! O titulatură destul de lungă, dar să știi că par prietenoasă. Mă bucur! La fel și târgul nostru este dornic să-și aștepte vizitatorii, mai ales după o perioadă atât de lungă de absență din această zonă socială a evenimentelor. Universitatea noastră organizează târgul Hortus Flor Show și Zilele Horticulturii Bucureștene acum deja de 18 ediții. Deci este cea de-a 18-a ediție acum. Este un eveniment dedicat profesioniștilor, dar și pasionaților de flori, plante, natură, viață sănătoasă, pe parcursul celor 4 zile, începând de mâine, de joi până duminică. Vizitatorii sunt așteptați să participe la ateliere tematice organizate în programul nostru, atât live, cât și cu prezență fizică în cadrul campusului nostru Agronomie Herăstrău din Bulevardul Mărăști. Pentru a participa la ateliere pot intra online pe pagina horticultura-bucurești.ro, se pot înscrie pentru prezență fizică sau pot urmări evenimentul de acasă. Însă pe parcursul acestor 4 zile, de la 10 dimineața până la 6 seara, târgul Hortus Flor Show este deschis. Avem expozanți de răsaduri, flori, unelte necesare, tehnologii digitale necesare mediului horticol, dar și produse conexe care fac viața noastră mai sănătoasă și mai frumoasă. Eu cred că voi face o înscriere, nu știu sigur dacă ajung eu, dar mai pasionată decât mine este mama mea, cu siguranță o să vină, pentru că ai mei, deși pare chinuitor la un moment dat să muncești pentru un castron mai mare de roșii, ei își pun răsaduri de fiecare dată și sunt foarte pasionați, pentru că e o relaxare, e un soi de terapie. Și sunt și mai delicioase atunci când le pregătești singur. Iar acum, după perioada aceasta pandemică, lumea s-a îndreptat către a-și face o grădină proprie, către a învăța mai multe despre viață sănătoasă, despre cum să faci să-ți cultivi propria ta bucățică, chiar și în balcon, să-ți faci câteva roșioare. Ei aici pot veni și pot învăța, pot merge la noi în livadă, la unul din ateliere și să vadă tehnici profesioniste de tăiere a arborilor, de îngrijire a lor, a diferitelor specii. Este un prilej, spun eu, extraordinar pentru pasionații de horticultură. Am înțeles că în afară de direcția estetică pe care o promovați și aceasta a bio și a trăitului sănătos, mai aveți o direcție ecologică de data aceasta. Am înțeles că aveți un material despre cum să reciclăm și cum să ne comportăm
față de natură, astfel încât să ne îmbunătățim calitatea vieții. Da, da. Printre atelierele pe care le avem, este și acesta legat de reciclare, de a reutiliza atât resturile alimentare care ne rămân în casă, de la ceea ce ne rămâne în farfurie, da? În cratiță sau de la un suc proaspăt stors, acea pulpă pe care o aruncăm, de resturile alimentare, cum să facem să le reutilizăm, să le transformăm în compost și să-l folosim în grădină, un compost extrem de sănătos pentru grădina noastră. Iar pe de altă parte, cu resturile vegetale pe care le avem în casă sau în curte, da? Și se pot și ele composta și transforma foarte, foarte ok, chiar și în mici gospodării, nu numai la scară mare. Și noi putem învăța cum să facem aceste lucruri. Am înțeles că din resturile de mâncare se pot face și tratamente fantastice pentru plante. Am înțeles, de exemplu, coaja de ou, conținând foarte mult calciu, este un ingredient fantastic pentru plantele noastre. Le putem face un tratament chiar acasă. După ce ne-am făcut o omletă, am păstrat cojile și le oferim drept hrană și plantelor. Da, 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 așa este, așa este. Da. Legat de regulile de distanțare socială, având în vedere că organizați și fizic acest eveniment, oamenii cum ar trebui să se raporteze? În cadrul expoziției am luat toate măsurile necesare pentru ca ei să se simtă în siguranță. Există flux de acces, distanțare între expozanți pentru ca ei să poată să admire produsele în liniște fără să se simtă sufocați. Campusul nostru, din fericire, este unul destul de mare și aerisit. Ne bucurăm de acest lucru și participanții se pot plimba în voie cu mijloacele, să spun așa, deja reglementate de protecție, mască, dezinfectanți vom avea și noi la îndemâna lor de oricâte ori au nevoie. Altfel, ne vom bucura cu toții de spațiul frumos pe care îl avem la dispoziție. Din punct de vedere organizatoric, cât de greu v-a fost să realizați această întâlnire cu pasionații de horticultură? Față de anii trecuți, când a fost o disponibilitate mai mare a expozanților, într-adevăr, acum ei au avut și ei niște temeri în a participa. Puțin câte puțin, să spun, a început și această campanie de vaccinare și restricțiile s-au micșorat și ei au devenit și ei un pic mai relaxați. Dar da, nu a fost ca în anii trecuți. Însă la ateliere, pentru prezența online și chiar și pentru prezență fizică, deja avem destul de multe înscrieri pentru ateliere de grădini biointensive, eco, pentru atelierele florale, la fel. Ei doresc, simt nevoia să participe la genul ăsta de evenimente, mai ales că sunt făcute la un nivel înalt și pot primi niște informații de calitate de la profesioniști direct. Am o curiozitate. Veți păstra și formatul online pentru viitor? Mă gândesc că oameni din toată țara ar putea să participe la eveniment. Eu zic că o să fie ceva, deja un element necesar al oricărui eveniment. Această disponibilitate online este, da, pentru noi un efort acum și a fost o schimbare mare de organizare, dar pe viitor cu siguranță cu toții se vor aștepta să poată să participe online la toate evenimentele publice. Mulțumim tare mult pentru toate informațiile și sper să vină în număr cât mai mare oameni să se înscrie de asemenea în prealabil și să aveți un eveniment reușit așa cum vă doriți. Mulțumim tare mult, vă așteptăm cu drag. Și noi mulțumim. Iar pe mai departe vă propun să ne reîntâlnim cu un prieten drag, Ștefan Lungu. El a realizat o colecție de 100 de rețete de foc și în această dimineață învățăm cum se face o pastă de păstrăv cu nuci.
Iată că am ajuns și pe final de misiune și ne propunem de fiecare dată aici la Matinal să cunoaștem oameni talentați. Și în această dimineață să știți că o să ne răsfățăm puțin din punct de vedere vizual, pentru că alături de mine se află Laura Lucia Găvan, artist vizual, care îi spun bună dimineața și bine ai venit la noi. Bună dimineața și mă bucur foarte mult să fiu alături de voi în această zi. Și noi ne bucurăm, iată că ne-ai și împodobit platoul în această dimineață. Cu drag. Am înțeles că pregătești și o expoziție și că lucrurile se precipită pentru tine, dar aș vrea mai întâi să facem o călătorie în timp și să-mi povestești puțin despre începuturile tale. Ca întotdeauna povestea începe în copilărie. Aș vrea să spun că oricine aude că e vorba de un pictor să așteaptă, de la 2 ani făcea capodopere. Lucrurile sunt mai nuanțate. Sigur că provocarea era din copilărie, hai să iau markerul și pe ușa proaspăt vopsită de la baie albă, așa, uite mama, uite tata ce am făcut. Contează foarte mult și să ai încurajare și oamenii să zică bravo, nu e o tragedie. O să iei bidineaua și o să te apuci să vopsești ușa la loc. Deci am avut întotdeauna susținerea părinților și a familiei și a profesorilor. De asta spun că nu la 2 ani începe povestea, ci undeva mai târziu. Am urmat cursuri de pictură undeva în clasele 1-4, 5-8 și cumva pe final de clasa 8-a era cazul să mă hotărăsc ce vreau să fac și dacă vreau să fac asta pentru totdeauna sau rămâne la nivel de hobby și atât. Mi-a rămas întipărită în minte ceea ce ne spunea profesoara de pictură. Pentru mine a rămas, adică poate dânsa chiar a uitat sau nu a fost așa de importantă, dar mie mi se părea că o spunea de atâtea ori tuturor elevilor că mi-a rămas și anume e păcat de Dumnezeu să nu urmezi calea asta dacă ai talent. Mă rog, credem sau nu în Dumnezeu, dar ideea e aceeași. E păcat să nu continui. Și cumva asta m-a hotărât un pic, am avut încurajarea continuă a profesorilor. Am văzut că e bine ceea ce fac și că există acel potențial. După care au avut loc diferite colaborări, premii, concursuri și pas cu pas fiecare mai punea o cărămidă acolo, astfel încât să fii sigur că ești pe drumul care trebuie. Eu cred că în arte e destul de greu să fii obiectiv. Cu toate acestea avem foarte mulți critici care încadrează diferite opere într-un anumit curent artistic și te-aș întreba dacă totuși tu te regăsești într-un anume curent artistic și care e acela? Nu cred neapărat în ideea de a pune etichete, dar cu siguranță că există influențe din mai multe curente și mă regăsesc și în impresionism, mă regăsesc puțin la nivel cromatic în expresionism și cu siguranță aș fi undeva în abstracționismul abstract, la nivel cromatic, geometrii, linii. Lumea încearcă de foarte multe ori să înțeleagă foarte concret ce este acolo și magia se produce atunci când fiecare se regăsește în poveste, că practic fiecare lucrare este și o poveste, și fiecare se regăsește și cu povestea lui, nu doar a mea. Și atunci mi se pare că magia chiar se întâmplă când omul vede și povestea lui, nu doar povestea mea. Mă bucură faptul că încep să apară galerii nonconformiste, în care lucrurile se petrec puțin diferit decât la muzeu, unde te duci și faci liniște, observi în tăcere, nu vorbești cu nimeni și eventual citești doar descrierea de dedesubt și nu afli foarte multe lucruri. Mi s-a întâmplat să merg la o astfel de galerie cu o nouă metodă de a-și primi publicul și a fost foarte interesant pentru că am stat de vorbă cu Silvana Dulamă, ea era curator în cadrul acelei expoziții și ne-a povestit despre artist, ne-a povestit despre tehnică și apoi am avut o discuție liberă în care ne-am exprimat opinia despre respectiva pictură și la fel magia a fost că fiecare a înțeles cu totul și cu totul altceva. Într-adevăr, cel mai frumos e atunci când reușești să te întâlnești cu publicul. E foarte distractiv când ești la expoziție și la vernisaj oamenii discută deja și tu îi auzi și după își dau seama că ei chiar vorbesc cu artistul. Și cred că și muzeele și galeriile sunt spații de reală utilitate în societate, nu doar ca, nu știu, entertainment. Ele au un scop mult mai mare, dincolo de educativ.
Și da, și muzeele pot fi diferite. Există unele, nu foarte multe, dar există și la noi care au o abordare puțin diferită. Și da, cel mai frumos și în galerii și în muzee, în expozițiile de până acum, a fost întâlnirea cu publicul și întotdeauna asta e ceea ce rămâne ca amintirea cea mai frumoasă și pentru noi și pentru ei. Care sunt sursele tale de inspirație? Îți propui să lucrezi sau te găsești lucrând? Plec foarte mult de la emoții, senzații și asta se vede intuitiv și în rezultatul final. Plec foarte mult și de la o bază documentată, fie că e fotografie, text, am un jurnal, am schițe, deci o întreagă aparatură din spate de bucătărie internă. Și cel mai mult ce mi se pare că contează e că sunt ancorată în prezent și în ceea ce se întâmplă și în jurul meu și atunci încerc să fac legături, să nu fie din nou doar povestea mea, ci să fie povestea mea referitor la ceea ce e în exterior, adică să traduc ce văd și simt, ce se întâmplă în exterior, să traduc prin filtrul meu, cam asta e provocarea mea. Cred că există o preconcepție în privința artiștilor și părinții care au copii talentați le spun n-o să ai mijloace de subsistență, dar eu văd că toți artiștii trăiesc, mănâncă, respiră, călătoresc, se bucură de viață, mulți dintre ei au și familii, deci nu cred că e atât de complicat să trăiești ca artist din punct de vedere financiar, dar aș vrea să te întreb tu ce proiecte ai. Am înțeles că ai și o carte pe care o ilustrezi. Da. Depinde foarte mult, în primul rând, de genurile în care activezi. Fotografia e altceva, pictura e altceva, grafica sau grafica digitală e puțin diferită și fiecare gen îți oferă diferite posibilități, să zicem. Sigur că se poate spune la prima vedere va fi complicat, nu știu din ce o să trăiești, la prima vedere poți să-i spui asta unui tânăr care vrea să urmeze calea asta. Dacă stăm să analizăm mai atent, asta se poate întâmpla cu aproape orice domeniu. Sigur că arta e mult mai volatilă aici. Există și o parte bună în povestea asta și anume, totdeauna investiția în artă nu se devalorizează. În aur, în valută, lucrurile fluctuează, în artă întotdeauna crește, nu scade valoarea lucrării. Asta poate fi o încurajare. Apoi, sigur că contează foarte mult ce anume vrei să faci, dacă te deschizi mai mult sau tu doar faci arta ta și atât. Deci da, putem avea și proiecte conexe, cum e ilustrația de carte de care povesteam sau cum pot fi pentru cine vrea să activeze și pe zona mai pedagogică, ateliere, cursuri, lucruri care vin în întâmpinarea publicului, nu doar acelui de nișă, da? A publicului mult mai larg general și nu doar acelui specializat. Am lucrat cu toate grupele de vârstă, de la 2 ani la 60, deci se poate. Povesteam înainte să intrăm în platou că am pictat chiar și cu bebelușul de câteva luni, se poate și asta, sigur, fără a-i afecta, adică să ai grijă la materiale, să, da, se pune o folie pe deasupra, astfel încât să fii sigur că nu bagă în gură, nu se întâmplă nimic. Bucuria pe care o vezi atunci când omul se întâlnește cu culoarea e ceva magic. Și despre ilustrația de carte, da, e vorba de, nu e primul proiect de ilustrație de carte, ar fi al treilea. Au fost până acum volume de poezie și proză, iar acum ce urmează este un volum alături de care îl pregătesc cu un scriitor. Este un volum de povești pentru copii care fac legătura între artiștii români și care face legătura între artiștii români și artiștii francezi. Și cred eu că e ceva ce nu mai există pe piața din România și misiunea mea e să ilustrez vizual acele povești. Dacă în muzică e mai ușor de descifrat un mesaj, în pictură mi se pare mai greu, ceva mai greu din anumite puncte de vedere. Și dacă ar fi să te distanțezi puțin de lucrarea ta și să te uiți obiectiv, tu ce îi spune despre ea? Ce ți-ai spune ție la un vernisaj? E interesant exercițiu, nu l-am mai făcut până acum. Cu siguranță că simt, încerc să traduc ceea ce văd în senzații și emoții.
Văd liniște, neliniște, văd angoasă, văd tensiune, văd, nu știu, un tumult. E ceva care se tot restrânge până ajunge undeva la un nucleu. Și încerc să regăsesc stările alea și la mine și să-mi dau seama dacă eu le-aș ilustra altfel sau nu, fie că am sau nu experiență pe zona asta. Încerc să-mi imaginez poate de la ce a pornit artistul și care a fost starea lui de bază și mai mult decât atât încerc să nu identific linie cu linie, punct cu punct, copac, floare, frunză, tot ceea ce văd, că nu e vorba de asta. Odată cu apariția fotografiei și acum și mai mult odată cu telefonul, cu toții putem să imortalizăm ceea ce vedem. Și atunci misiunea artistului e un pic diferită, nu e doar să reproduc realitatea, ci să o interpretez, să o traduc, să o tratez prin filtru propriu. Și atunci ar trebui să ne imaginăm filtrul ăla, cum arată filtrul artistului, ce a simțit el, de la ce a pornit, ce vrea să-mi transmită prin asta. Cam așa. Mi se pare foarte interesant, pe măsură ce povesteai, am regăsit și eu această angoasă și acest tumult, dar pe de altă parte ai folosit cuvântul încerc de mai multe ori și asta am văzut și în această lucrare. Încerc, mai multe încercări, până la definitivarea unui soi de organism care funcționează în perfect echilibru, chiar dacă există angoasă, ai o inimioară acolo ușor copilăroasă, care e raza aceea de speranță pe care cred că cu toții o avem în suflet, mai ales în perioada asta de pandemie. Undeva acolo a fost un copil mic care ne-a spus tuturor că totul o să fie bine. Chiar a fost un copil mic acolo, pentru că lucrarea face parte dintr-o serie care a fost într-o expoziție în 2019 și tema a fost maternitate și tot ce ține de drumul până acolo. Nu ne învață nimeni să fim părinți, învățăm. Atunci când îți dorești un copil, asta vine cu foarte multe stări și cumva în seria respectivă asta am încercat să fac, adică să fie un jurnal vizual și fiecare stare să fie subiectul uneia dintre lucrări, așa că aceea se numește Calea către fericire, nu întâmplător. Pe final te-aș întreba când are loc următoarea ta expoziție, unde putem să-ți vedem lucrările? Lucrările deocamdată rămân în online până se calmează un pic spiritele cu tot ce ține de distanțare. Cred foarte mult că e important să mergem la evenimente fără teamă și să fim deschiși în continuare. Nu știm cum vor arăta ele și sub ce formă. Îmi imaginez niște expoziții online care să schimbe un pic ideea de online și să apropie publicul de lucrări. Și cu siguranță atunci când se va putea în condițiile cele mai bune, ne vom revedea și fizic la expoziție, cel mai probabil într-un an, cred, cam așa. Altfel, rămânem în online până atunci. Așteptăm vești din partea ta și sper să am ocazia să intru într-o galerie, să-ți văd lucrările îndeaproape, mai multe decât am avut, iată, spre deosebire de telespectator, șansa să văd astăzi. Îți mulțumesc tare mult mulțumesc că ne-ai trecut pragul și mult succes în continuare. Mulțumesc! Iar noi am ajuns pe final de emisiune, să știți. A trecut timpul foarte, foarte repede și vă spun că ne reîntâlnim mâine dimineață de la ora 9, așa cum am obișnuit. Poate că e mai liniștită energia cu care închei emisiunea de astăzi, dar poate că avem nevoie și de liniște, nu doar de cineva care să ne spună să aveți o zi bună și fantastică. Hai să avem și o zi mai liniștită, zic. Să ne revedem cu bine mâine dimineață și mulțumesc Kinga Varga pentru ținuta de astăzi. Să aveți o zi liniștită și frumoasă, să ne revedem mâine de la 9 fix.